Cisma Beijingului a călcat din nou peste puțină libertate care mai rămăsese în Hong Kong. Trei foști membri ai opoziției din legislativul local au fost reținuți de poliție. Sunt acuzați că au întrerupt două ședințe ale adunării. Opoziția din Hong Kong spune că aceasta este o nouă dovadă că libertatea metropolei e amenințată de China. Îți amintesc că săptămâna trecută întreaga tabără anti-Beijing din legislativul de la Hong Kong și-a dat demisia în bloc după ce 4 deputați au fost dați afară. Li s-a reproșat că nu sunt suficient de patriotici față de comuniștii de la Beijing.